Salutare, prieteni, și tuturor celor pe care îi oblig să se uite la vlogul meu și mai ales pe cei pe care i-a găsit pe stradă să se uite la vlogul meu și mai ales cei care au nimerit aici din greșeală. Chiar îmi pare rău pentru voi. Nu știu ce e în regulă cu voi, frate. Chiar nu știu. Eu nu m-aș uita. După cum am spus, Banca are un documentar, se numește Jur să spun adevărul și din trumare ghinion pentru ei apar și un documentar ăsta. Iar pe data de 15 septembrie a fost lansat în București în cadrul festivalului Dog Station Music Documentary Reading București. Iar în acest vlog o să vedeți ce s-a întâmplat la lansarea documentarului. Am avut noroc că nu ne-a plouat foarte mult. Am hotărât să filmez ce s-a întâmplat pe acolo pe la documentar, ce am făcut noi, ce s-a întâmplat la concert, ce s-a întâmplat după concert. Și probabil la final nu mai amintesc că m-am îmbătat foarte. Filmez în această cameră pentru că aceasta este mansarda în care eu am copilărit și am crescut și care m-am apucat de muzică. Și este camera care m-a suportat pe mine la începuturi și mă suportă și acum. Pare rău camera. Aceasta este prima chitară pe care am primit-o cadou de la sora mea. Chitară 2x4, clasică, spartă, pe care cineva voia să o arunce și ea știind că eu vreau să mă apuc să cânt la un instrument. Am întrebat acea persoană dacă poate să ia chitara și mi-a făcut-o mie cadou și de aici restul este istorie și mulțumesc foarte mult pentru acest gest. A fost un gest care mie mi-a schimbat viața. Sunt într-o stare mai gravă decât era atunci când am primit-o, dar asta înseamnă că nu mai poate fi cântată. Deci sună ca naiba. Păi mie chiar mi-a fost dor de această cameră și mai ales mi-a fost dor să îmi aduc aminte de momentele pe care le-am petrecut în această cameră. Ei, ce amintiri plăcute. Și acum mi-aduc aminte cum... Bineînțeles că am întârziat jumătate de oră, nu? Fuck my life. Bă, ce seamănă cu Beiu? Ce seamănă Nicu cu Nicu de acum? La fel. Nu mă mai așteptați, mă băieți, că nu mai vin. Și când 10 minute cântăm. Iar afară vlogul tău. Da. O mai faimoasă. Mă garaja face de origine. Ce zic, mă băieți, ăștia? Ce zic? Să vedeți ce face el acolo. Pe ce, cum se cheamă? Onel, pe YouTube. Pe YouTube. Pe YouTube, da. Onel își face azi, își lasează vlogul. Da, pe domnul. Aplaudați preventiv, aia, nu? Nu știți ce acolo. Singur, toată lumea a plecat din lumea mea.
ceva bun. Așa e, Monicule. Ai dreptate. Acolo s-a ascultat cu Regea Șosel. Deci pleci tu la Cuzeu. Rucăia care, da, Blur de România. Nu știu, hai să, hai să încercăm. Uite, să trimit o piesă, două. Hai să vedem ce este. Și ce l-am făcut artificii? Pe nu vreau o țară ca afară. Și am stat acolo, am lucrat, că îi trimiteam trap. Bă, oficial m-a pierdut în mall. M-am pierdut. La modul... M-am pierdut în mult, tot în bani. Sper să găsesc pe cineva care se ia de mine. Se ia de mine să întreb unde căcate baia. Și pe unde căcate ies? Pe unde ies? Am găsit-o, băi. Da, m-am pierdut rău, nu că... M-am pierdut rău de tot. Urmează partea mea și nu stai aici. De tu și acolo unde considerăm că trebuie să devenim, discutăm și vedem cum mă rezolvăm. Ce zici, domnul Nel? Foarte interesant. Uite, mă uit la tine. Am mai multă experiență. Știu cum ar trebui să sune la anumite chestii. Bă, ce... Ce vreți să pun aveam în dimineața? Adică dacă făceam asta era suficient să învăț 3-4-5 piese și ghizigeam. Dar fiind basist, eu niciodată îmi plecă ca să-mi cagici. Știi cum e, e un lochist cu vocalul 5 gagici, chitaristul 2 gagici, tobarul 1 gagică și pasistul cu un alber. E... Na, cum, man? E și un crai. E... Mie în continuare nu stă pe o scolă. Ne ducea mișto că face vlog, dar de fapt chiar face vlog. Da? Da. Cred, nu știu, nu m-am hotărât încă. Păi ai grijă ce zice, spune. Voi ce credeți, cum ar fi aici? Mă duc cu fanii. Voi ce credeți, să fac vlog sau nu? Prea târziu, am făcut deja. Cum ți-a părut, Monicu? Pentru a câta oară ai văzut documentarul? 16-18 oară. 16. Cum era? A început ăla. Am jucat și pe aia oară, dar a fost fantastic. Nu vine să cred că râd again. Că râd în, râd în continuu. De vlog, aș vrea să fac un apel mai serios la toți cei care au chitare. Dacă nu cântați la o chitară, dați-o mai departe sau la un instrument. Asta ar fi ce mai indicat. În general, oamenii care își doresc să cânte nu au instrumente și oamenii care au instrumente nu mai cântă și asta este foarte trist. Oricât de nașpa ar fi un instrument, totdeauna poți să înveți ceva muzică de la el. Cam asta a fost vlogul de astăzi și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să dați share, să dați subscribe. Distrugi-te.